După naștere, majoritatea proaspătelor mame se simt epuizate, dar în același timp își doresc să-și recapete silueta. Tocmai de aceea trebuie să înceapă să facă mișcare cât mai repede, dar nu înainte de 6 săptămâni. Loredana Băița este instructor de fitness și proaspătă mămică. Am rugat-o să ne conceapă un exercițiu de doar 4 minute, care poate fi efectuat atunci când bebelușul doarme. Să nu cumva să săriți peste încălzire. După partea de încălzire, trecem direct la antrenamentul propriu-zis, cu niște exerciții funcționale. Picioarele sunt ușor deportate, spatele drept. Dacă nu vă permite mobilitatea, puteți flexa puțin genunchii. Mergem în față, cu brațele în poziție de plank. Nu facem flotare. Revenim cu spatele drept, picioarele întinse. Cobor. Inspirăm, expirăm. Până sus. 10 repetări, după care trecem la genuflexiune. Antrenamentul necesită un exercițiu de bază, numit genuflexiune, foarte important. Abdomenul este activat, expiră sus pe efort, fundul merge în spate, expirăm. 10 repetări, trecem la sol, pe spate, aducem un genunchi la piept, schimbăm celălalt. Talpa este flexată, expir, 10 repetări pe un picior, 10 pe celălalt, după care întoarcem. Dacă putem, stau pe burtică, culcat ventral, vom face o ușoară extensie. Dacă nu putem, revenim cu sprijin pe palme și pe genunchi. Și ușor ridicăm mâna dreaptă, apoi stânga, 10 pe fiecare braț. Dacă vreți puțin mai greu, puteți ridica braț, picior opus. 10 pe fiecare. Repetați de 4 ori fiecare exercițiu și veți intra în priză. Ok, dacă aveți dureri de spate, putem face următoarele exerciții. Stând pe palme și pe genunchi. Cum am spus, dreapta, stânga sunt foarte bune. Sau, coborâm. Cu brațele întinse în aer, trag în spate. 15 repetări. Spir. Braț, picior opus. Și încă un exercițiu care îmi place mie foarte mult. Swimming. În aer, întindem brațele, tragem mult în spate, întinde. Următorul exercițiu va fi tot un exercițiu de bază. Funcțional. Și anume flotare. Toată lumea se plânge de flotare, așa că vom face o regresie. De pe genunchi, frumos. Brațele în fața pieptului. Coborâm. Cu bazinul jos. Inspir. Expir pe efort. Inspir. Expir. Dacă nu puteți, dacă este prea greu, rămâneți aici și ușor împing în palme. Până veți obține forța necesară pentru a face o semiflotare. Ok, avem și o minge pe care sunt sigură că o aveți acasă dacă nu găsiți la studio. Vom face niște exerciții. Foarte multe mămici se plâng de aductori, așa că vom face un exercițiu foarte benefic pentru aceștia. Împingem, strângem mingea și revenim. Împing, inspir, expir. 20 de repetări. Puteți face 4 serii. Spor! Spor vă doresc și eu. Nu uitați, o mămică sănătoasă și fit are șanse mai mari să aibă un bebeluș sănătos și vesel. Dacă aveți întrebări, mi le puteți trimite pe Alexandra@mama.tv.